și bine v-am regăsit! Astăzi o să avem așa o discuție relaxată. Ieri am fost prin magazine, am testat parfumuri, am intrat prin Douglas, am testat și acolo câte ceva. Zara, eram curioasă direct în Zara, am intrat cum am ajuns în mall. Eram curioasă de noile parfumuri cu orhidee, gama aceea cu orhidee. Apoi la My Geisha voiam să intru neapărat pentru că au lansat 3 parfumuri noi și voiam neapărat să le testez. Am mai testat și din altă gamă, cred că din colecția Unstoppable, da, mi-a plăcut unul. O să discutăm și despre My Geisha și despre câteva, mi-am notat eu aici, mi-am mai notat câteva parfumuri pe care le-am testat în Douglas, dar aici nu am prea multe informații. Mai multe informații am despre My Geisha și Zara. Clipul acesta nu era programat, însă m-am gândit să împărtășesc cu voi și să știți că simt nevoia să împărtășesc cu voi atunci când descoper parfumuri, când testez parfumuri, pentru că știu că și voi sunteți iubitoare de parfumuri, iubitori de parfumuri și că sunteți curioase să testați parfumuri noi, că suntem cu toții cu ochii pe parfumuri și atunci când apare ceva nou, ne cam roade curiozitatea. Și dacă nu împărtășesc cu voi, atunci cu cine? Pentru că voi sunteți fetele care fac parte din această comunitate, care cu siguranță împărtășesc aceleași pasiuni ca și mine. Și haideți să începem cu My Geisha. O să aveți niște surprize la My Geisha și chiar sunt curioasă dacă cineva a mai testat gama aceasta nouă. O să pun o poză pe ecran pentru că am făcut și o poză în magazin și haide să începem cu parfumurile. Avem așa, Invisible Power, Aphrodisiac și Infinite Touch. Invisible Power este un parfum unisex. Are în vârf citrice, în mijloc are pară, cireșe și coacăze și în bază are mosc, ambră, vanilie și cedru. O să vă spun cum mi s-au părut, pentru că le-am testat și pe piele în magazin, dar le am și pe blotere pe cele 3, pentru că am vrut să văd și cum se usucă, dar eu le-am analizat și pe piele și haideți să vedem care este. Da, Invisible Power avem aici. V-am zis că are citrice, pară, cireșe, coacăze, mosc. În fine, când l-am pulverizat, am simțit clar că este un miros citric, răcoritor, mai pentru vreme caldă. Mi-a plăcut ce am simțit. Apoi, când s-a uscat parfumul, m-a dus cu gândul fix la Erba Pura. Și parfumurile de la My Geisha, să știți că țin pe blotăre până le arunci, până te plictisești să le mai miroși. Chiar mirosul persistă foarte bine și nu vreți să știți că dintre toate cele 3, acesta, Invisible Power, a fost cel pe care l-am simțit în nas toată după-amiaza. Foarte puternic este parfumul acesta, însă v-am zis că deschiderea a fost așa citrică, nu m-a dus cu gândul la Erba Pura deschiderea, dar în scurt timp aceasta m-a dus cu gândul exact la Erba Pura. Dacă vă place parfumul acesta, dacă vă place genul acesta, eu sinceră să fiu, nu sunt cu Erba Pura, nu mă tentează, nu mă atrage, momentan nu se știe niciodată. Însă, ca să vă faceți o idee despre noile parfumuri, acest Invisible Power se duce în zona Erba Pura. Îmi place foarte mult sticla, este sticla cea verde, este o sticlă frumoasă, mie îmi plac parfumurile de la My Geisha. Concluziile o să vi le spun după ce terminăm cu cele 3. Am terminat cu Invisible Power, haideți să vorbim și despre Aphrodisiac. Pe Aphrodisiac îl avem aici și acesta este targetat ca fiind pentru femei și scrie pe site că este floral, oriental, pudrat și muscat.
În vârf are mandarină și portocală, în mijloc are tuberoză, iris alb, iasomie, gardenie, lăcrămioare, garoafă, trandafir. În bază avem mosc, lemn de santal, ambră, mușchi de stejar, vetiver și cedru. Ei bine, parfumul acesta nu m-a dus cu gândul la un alt parfum pe care l-am mirosit eu până acum. Este genul de parfum mai curățel, floral, feminin, potolit. Nu este în genul Sakura, care mi se pare foarte girly și un parfum care iese în evidență, care are un iz oriental așa și vesel. Parfumul acesta este ceva mai feminin, mai floral, ambrat, curat. Este un parfum mai potolit pentru cineva care nu vrea să iasă în evidență, poate. Nu mi se pare că este nici, de exemplu, pot să-l duc în zona Ladies First, doar că acela este un parfum mai seducător și mai de seară. Acesta mi se pare mai un parfum de zi, feminin, așezat, elegant, da, elegant. Nu este niciun parfum care să te dea pe spate, nu este niciun parfum care să iasă în evidență, dar este un parfum elegant și frumos. V-am zis, nu mă duce cu gândul la un alt parfum și afrodisiac este parfumul cel roșu de la My Geisha. Îmi place cum miroase. Atunci când l-am testat nu a fost reacția aceea, wow, ce parfum frumos, mă așteptam la ceva mai mult, dar parfumul este foarte frumos. Și oricum vă recomand să le încercați. Dacă nu aveți posibilitatea, știu că noi mai discutăm despre parfumurile de la My Geisha în comentarii. Dacă nu aveți posibilitatea, acesta este un parfum care nu are iz arabesc, de exemplu. Este un parfum, mergi la sigur cu el dacă vrei să-l comanzi blind, dar nu vă recomand pentru că, nu știu, e bine să testezi pentru că poți să-ți iei unul care te dă pe spate, de exemplu. Dar da, este un parfum frumos, feminin, floral, ambrat, curat. Îmi place, dar nu l-aș cumpăra pe acesta. Ca să fiu așa foarte... Nu este parfumul pe care l-aș cumpăra acum de la My Geisha, însă este altul sau altele pe care le-aș cumpăra acum de la My Geisha, dar vreau să vă zic că acesta nu seamănă cu altceva. Este un parfum potolit, frumos, eleganțel, drăguțel. Și haideți să trecem și la ultimul. Sticla este albastră, din nou sticlele sunt foarte frumoase. Avem aici Infinite Touch, un parfum unisex oriental. Scrie acolo pe site că este vanilie și tabac, cum este cel de sus un parfum floral, oriental, pudrat, moscat, acesta este vanilie și tabac. Și scrie, este descris așa, cu aceste cuvinte, calm, serenitate, motive de bucurie, eu aș spune cozy și o să înțelegeți de ce. În vârf avem tutun, fân și miere. În mijloc avem patchouli, vanilie, chimen și vetiver. În bază avem mesteacă în migdale, boabe tonka, heliotrop alb. Când l-am pulverizat, da, mi-a mirosit poate a tutun, dar foarte fin. Dacă nu știam că are tutun, dar mi-a zis de acolo doamna că se simte tutunul, ok, tutun. Ce mi-a ieșit mie în evidență în parfumul acesta a fost lemnul ars. Deci pe mine prima dată m-a dus cu gândul la Maison Margiela by the Fireplace și pentru mine din start a fost lemn ars. Lemn ars, însoțit de ceva dulce, poate că este acea miere și încă ceva, posibil să fie tutunul, pentru că a fost așa un miros foarte dens și plăcut, dar când s-a uscat și acum miroase blotărul, pentru mine este By the Fireplace,
din nou să vă faceți o idee în ce direcție să vă duceți. Parfumul miroase a lemn ars, la a șemineu, a, da, momente de bucurie, pentru că By the Fireplace este un parfum care mie îmi place foarte mult. Acum aveți de unde să alegeți genul acesta de parfumuri. Deci, acest parfum se duce, din punctul meu de vedere, în zona parfumului de la Maison Margiela. Miroase a lemn ars, a vanilie, este plăcut, este persistent, dar asta îmi miroase mie. Și haideți să vorbim aici despre concluzii. V-am spus că o să vă spun la sfârșit. Dintre toate cele trei, mi-a plăcut foarte mult Infinite Touch, dar eu am Maison Margiela By the Fireplace și mi-a plăcut foarte mult Aphrodisiac, pe care nu l-aș cumpăra acum, dar este un parfum frumos, mi-a plăcut. Am mai testat, v-am zis, din colecția Unstoppable. Le-am mirosit așa la pulverizator pe toate trei și confident mi s-a părut foarte interesant. Deci pe lângă Ladies First, care știți că l-am testat și m-a atras, Foreplay l-am mai mirosit odată ieri și mi se pare genial, dar pentru perioada rece, și Confident este din gama aceea cu parfumul, cu sticlele aurii. Mi s-a părut foarte interesant, chiar o să-l mai testez odată când mai ajung în mall. Mi-a plăcut foarte mult și da, nu mai știu să vi-l descriu, dar știu că m-a atras și poate îl testați și voi dacă ajungeți prin magazinele My Geisha. Și cam atât cu My Geisha despre noile parfumuri. Deci, în concluzie, tot mai mult mi-aș cumpăra din gamele vechi parfumuri decât din gama nouă și da, îmi plac sticlele, dar parcă tot mai mult îmi plac celelalte. Mai departe, vorbim despre Zara. Aici avem trei parfumuri despre care vreau să vorbim puțin. Am, înainte să mă duc în mall, m-am uitat și eu pe la Zara să văd ce mai au noutăți, să știu ce testez ca să nu le iau la rând pe acolo. Și am văzut că este gama aceasta cu orhidee, care sună foarte bine. Nici nu știam că sunt parfumuri noi, am căutat informații despre ele și am găsit aproape nimic. Și m-au atras câteva parfumuri. Am testat și din colecțiile mai vechi și chiar mi s-a pus pata pe unul maxim. Haideți să începem cu Vanilla Violet Orchid. Acesta îmi place cel mai mult din gama aceasta cu orhidee. Avem așa, categoria florală dulce, Vanilla Violet Orchid este cunoscută ca balerina nopții și a naturii, cu note de vanilie și o bază lemnoasă. Bănuiesc eu orhidee vanilată, să știți că miroase foarte bine, are o vanilie foarte frumoasă, o floare vanilată, îmi place foarte mult, este cumva o vanilie tropicală, dulce, pudrată, foarte frumos parfumul. Dintre toate cele trei pe care le-am testat, acesta îmi place cel mai mult, Vanilla Violet Orchid. Apoi avem așa, Pansy Orchid. Aici avem un floral cu note de mușchi și fructe roșii, o orhidee rară, bla 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 bla. Dar ce am simțit eu în acesta? Am simțit un miros floral, proaspăt, dulce, plăcut. Dacă căutați un parfum pentru primăvară-vară, ceva mai proaspăt, așa un floral mai verde, să zic. Oricum, nu m-am uitat prea mult la el, nu l-am analizat prea mult, pentru că nu era ceea ce căutam eu. Și mai avem așa, Evening Maiden Orchid. Acesta este un floral și citric în același timp, o atracție tropicală și un farmec fascinant. L-am testat și pe acesta și m-a dus instant cu gândul la Libre, Yves Saint Laurent Libre. Deci,
Nu m-am mai tentat deloc apoi să-l mai analizez, dar nu mi s-a părut, da. Dacă vă place Libra, apa de parfum, ok. Mai era Bluebird Orchid și mai erau și altele. Pe acesta nu am apucat să-l analizez, nu l-am ținut minte, dar data viitoare. Mai erau și altele și să știți că majoritatea parfumurilor mă duc cu gândul la alte parfumuri, deci cam toate mi s-au părut cunoscute, să zic așa. Acum n-am putut să testez prea multe, mi-am dorit să testez această gamă cu orhidee și da, mi-a atras atenția Vanilla Violet Orchid, miroase super bine. Și m-am gândit eu să testez ceva ce până acum nu m-a atras și am văzut că este, cred că este cel mai vândut parfum de la Zara. Este vorba despre Rose Gourmand, un parfum care până acum nu m-a atras niciodată, deși l-am văzut de fiecare dată în Zara, am văzut că este foarte popular, toate fetele, mai ales din afară, îl iubesc, cred că este și unul dintre cele mai vândute parfumuri, unul care este cel mai popular și lăudat, dar nu m-a atras pentru că știam că este inspirat de parfumul Roses Vanille de la Mancera. Și pur și simplu, Roses, acesta din denumirea lui, nu m-a atras. Însă, l-am testat și pot să vă zic că m-a cam dat pe spate, mi-a rămas gândul la el. Este un parfum care îmi place și nu l-am cumpărat pentru că mai sunt și alte variante dacă vrei să cumperi un parfum care este inspirat de Roses Vanille de la Mancera. Poate chiar parfumul de la Mancera, pentru că diferența este destul de mare, nu pot să zic, dar mai este și Dubai Collection, care are și el un parfum inspirat de parfumul de la Mancera și am zis să comand de la Dubai Collection un decant sau, da, un decant, mi-am comandat deja de 10 ml, să văd cum miroase acela și apoi văd dacă îmi place mai mult, dacă seamănă cu cel de la Zara. Și o să discutăm, bineînțeles, aici despre asta. Ce mi-a mai atras atenția la Zara a fost Hibiscus, pe care l-am mai testat și altă dată și mi-a plăcut. Este un parfum tropical, proaspăt, dulce, fructe tropicale, un cocktail așa de vară. Chiar îmi place cum miroase Hibiscus. Mi-a mai atras atenția ceva. Paris, da. Din colecția cu orașele, acesta este un parfum pe care chiar l-am testat ieri și este inspirat de parfumul Irresistible, apa de parfum. Seamănă foarte bine, miroase foarte bine, chiar este un parfum feminin și frumos și pe care l-aș fi cumpărat dacă nu aveam deja Irresistible în colecție și parcă totuși mă tenta, dar nu. Nu, n-am cumpărat nimic pentru că vreau să analizez puțin înainte. Poate, uite, Vanilla Violet Orchid m-a atras, Rose Gourmand, ceva dintre cele două poate, dar și Hibiscus, nu știu ce persistență are, dar oricum este un parfum de vară, la un preț foarte bun, cred că era 60 de lei sticla mare, dar nici nu vreau să mai cumpăr parfumuri doar pentru a le avea în colecție. O să fiu mult mai selectivă de acum înainte cu ce cumpăr. Da, mi-a plăcut Hibiscus, dar mai am și alte parfumuri tropicale în genul acela. Rose Gourmand la fel, dar mai am și alte opțiuni. Vanilla Violet Orchid, da, este unul pe care chiar l-aș fi cumpărat. Mă mai gândesc. Și haideți să vorbim puțin despre parfumurile de la Douglas. Avem așa, am testat Olympia Flora, aici v-am zis că nu am informații să vă spun, doar vă spun așa ce m-a atras pe mine, să testați și voi când ajungeți prin magazine sau poate că faceți rost de mostre. Și eu vreau să le mai testez, bineînțeles, nu le-aș cumpăra așa, mai ales că sunt parfumuri lansate recent și sunt niște prețuri mai mari când sunt noi pe piață. Aș testa Montblanc, parfumul nou. L-am mirosit în magazin, dar deja trecusem prin multe parfumuri și nu pot să zic că mi-am făcut o idee despre cum este el de fapt. Deci, noul parfum de la Montblanc
Se numește Signature Absolute și este acesta cu flori galbene, dulce, tuberoză, lemnos, floral, flori albe, tropical, citric, fruity, vanila. Ei bine, din ce am înțeles eu așa, este un parfum cu flori albe, însă niște flori foarte aerisite, nu îmbâxite, nu un miros prea puternic de flori galbene, ceva foarte aerisit, foarte light, mi se pare un parfum de vară, v-am zis din ce am înțeles eu. Iar pe Olympia Flora nu pot să zic că l-am înțeles foarte bine, cu siguranță trebuie să-l mai testez și mai discutăm și despre el. Am mai testat în Douglas câteva parfumuri de la Jardin Bohème. Să știți că îmi place foarte mult parfumul Episod Romantic și mai era unul, nu mai știu cum se numește, care mi-a plăcut mult, acesta. Rendezvous Nocturn, este foarte frumos parfumul acesta și dacă ajungeți în Douglas, testați-le pe acestea. Apoi mi-am băgat puțin nasul în acestea tropicale, Escapade Exotic, este unul de testat, deci dacă ajungeți în Douglas, testați parfumurile acestea pentru că mi se par foarte faine. Și mai este cel verde, tot așa din colecția asta de vară, care miroase acesta. Escapade Solar mi s-a părut că seamănă, în deschidere cel puțin, cu dropsuri cu lămâie, așa un citric dulce și foarte, foarte plăcut. Testați-le pe acestea pentru că nu pot să vă spun că am prea multe informații sau că le-am simțit prea bine. Pentru că deja miroseam a foarte multe parfumuri, deși mai dau eu pe blotere, mai dau și pe piele ca să le simt mai bine. Băgasem nasul în My Geisha, în parfumurile acestea de la My Geisha și Erba Pura era în nasul meu la greu. Și cam atât cu plimbarea mea de ieri prin parfumerii și cam atât am putut eu să împărtășesc și cu voi. Cu siguranță o să mai amintesc și altele după ce închid acest clip, însă mai vorbim și despre alte parfumuri altă dată. Sper că v-a plăcut acest clip, spuneți-mi dacă ați testat noile parfumuri de la Zara, dacă ați testat noile parfumuri de la My Geisha, dacă aveți recomandări pentru mine, poate îmi spuneți dacă aveți Rose Gourmand de la Zara și cum vi se pare vouă, sau alt parfum inspirat de vanilie, de parfumul Roses Vanille de la Mansera, pentru că, ce să vedeți, mi s-a pus pata pe el și l-am ocolit mereu, mereu. Nu m-a interesat de Roses Vanille de la Mansera, nu m-a interesat de niciun parfum inspirat de acesta, dar acum mi s-a pus pata pe el. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o duminică frumoasă în continuare, gata, se duce weekendul, mâine începem o nouă săptămână. Noi ne vedem în curând cu un video nou, pe mine mă găsiți și pe Instagram, pe contul personal, pe contul cu parfumuri. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, lăsați-mi și un like dacă v-a plăcut acest clip și discutăm în comentarii. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!